Pentru al doilea an consecutiv, Catedra de Matematică a Liceului Tehnologic Vasile Sav organizează la Roman, în prezența numeroși profesori de specialitate, Conferința Transnațională Modele în Educație. Conducerea liceului a mulțumit tuturor partenerilor educaționali pentru concursul dat la reușita celei de-a doua manifestări de acest gen. Această rețea virtuală este folosită momentan de 90% din universități și ne bucurăm că printre cele 550 de școli care folosesc rețeaua Moodle, se află și Liceul Tehnologic Vasile Sav, care organizează această conferință. Această conferință nu ar fi fost posibilă să fie realizată dacă nu aveam parteneri deosebiți de implicați, ca Inspectoratul Școlar Județean, Casa Corpului Didactic, Centrul de Excelență, Județean de Excelență, Societatea de Științe Matematice, Facultatea Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași prin Facultatea de Informatică, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, reprezentantul rețelei Moodle în România, care ne-a acordat tot sprijinul și nu în ultimul rând, Primăria Municipiului Roman, care prin reprezentantul său, domnul profesor Dan Laurențiu Răureanu, este de fiecare dată alături de activitățile care le desfășoară școala. Prezent alături de organizator, primarul municipiului Roman, profesorul de matematică Laurențiu Leureanu, a reamintit participanților principalele acțiuni incluse în manifestările susținute la Roman cu prilejul zilelor municipiului, unde calendarul acțiunilor educative este unul generos. Eu salut această activitate aflată la ediția a doua. Felicit Liceul Tehnologic Vasile Sav pentru implicare. O felicit pe doamna profesor Adriana Petrovici, care avem bune relații, colaborări și în plan educațional, dar și în planul organizării și desfășurării activităților pentru tineri. Foarte frumoase activități și o foarte bună dinamică și o determinare a doamnei profesor. Îi mulțumim pentru implicare în comunitate. De asemenea, domnului director Zaharia, care este prezent la activitățile și la acțiunile comunității noastre. Într-adevăr, de aseară în municipiul Roman au început zilele municipiului, vor fi mult mai dense de la zi la zi, săptămâna viitoare va fi toată plină de evenimente cu parteneri din municipiu, din județ, din Moldova, din România, dar și din străinătate, având delegații internaționale pe care le așteptăm. Casa Corpului Didactic Neamț este unul dintre partenerii educaționali de bază ai manifestării și a înscris acțiunea în calendarul național al manifestărilor de acest gen. Directorul Casei Corpului Didactic a subliniat dezvoltarea fără precedent a platformei electronice de profil care promovează cu adevărat modelele în educație, ce pot fi folosite de cadrele didactice drept suport didactic al diverselor acțiuni de promovare. Platforma e-learning câștigă tot mai mult teren și a câștigat tot mai mult teren în ultimii ani. O știm noi, cadrele didactice, cât și copiii, de la preșcolari până la școlarii mari. Competențele digitale sunt tot mai cerute în ultimii ani, în toate domeniile, nu numai în educație. Comisia Europeană consideră competențele digitale printre cele 8 componente cheie necesare absolventului în contextul societății bazate pe cunoaștere. Utilizarea platformelor de învățare în procesul instructiv educativ ajută atât cadrele didactice cât și elevii în dinamizarea procesului de predare, învățare, evaluare. Probabil avem aici, cu siguranță avem aici în sală, mulți invitați, specialiști, profesori universitari și le mulțumim pentru prezență și interesul acordat acestui subiect, acestui eveniment. Inițiativa organizării unei asemenea manifestări a fost salutată și de reprezentantul Inspectoratului Școlar Neamț. Vreau să felicit toate cadrele didactice de la Liceul Vasile Sav, care au făcut să fie posibilă și această a doua ediție și cu siguranță nu pot să se oprească aici. Au invitați mai mulți și de seamă, la fel ca anul trecut, dacă nu și mai mult. Și mă bucur că într-un timp scurt au reușit să organizeze și să pună în mișcare atâția oameni. Remarc că nu doar o organizare deosebită și
cu siguranță mai sunt încă mulți colegi care vin, pentru că știu că trebuie să vină. Au comandat și o zi foarte frumoasă, pentru că ieri a fost cod galben de furtună și ploaie în județul Neamț, deci astăzi, ia uitați-vă ce soare și frumos este. Sufletul acțiunii, profesorul Adriana Petrovici a mulțumit tuturor partenerilor educaționali care au sprijinit-o în organizarea unei asemenea manifestări de o mare complexitate și anvergură, care ascunde în spatele ei un volum de muncă uriaș. E adevărat că eu am avut inițiativa împreună anul trecut cu doamna director al Centrului de Excelență anul ăsta, anul trecut profesor metodist la Casa Corpului Didactic, doamna profesor Carmen Corlățeanu. Eu am venit cu ideea, dânsa au făcut toate demersurile ca această conferință să fie aprobată din minister și să fie înscrisă în calendarul Casei Corpului Didactic. La lucrările celei de-a doua ediție a conferinței Modele în Educație au participat profesori de la toate disciplinele din liceele romașcane, profesori de la universitățile din București, Iași și Republica Moldova. Platforma electronică Modele în Educație a fost creată în plan internațional în 2003 și își găsește ecou în mai multe licee din România și străinătate, care organizează asemenea manifestări de promovare a modelelor de bună practică didactică. Anul acesta, inițiativei de organizare a conferinței internaționale Modele în Educație, i s-au adăugat și profesorii care predau la Centrul Ștețean de Excelență în Educație, care au adus în conferință modelele de bună practică în domeniu.